Bună dimineața, mai oamenilor tuturor și fiecăruia în parte. Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, Vali! Cât de bună este această dimineață și mai ales cât de bună va fi această săptămână, rămâne de văzut. Deocamdată încercăm să ne concentrăm atenția aici la matinal, fie antenă. Avem la dispoziție aproximativ 45 de minute în care să încercăm să vă punem zâmbete în colțul gurii, să vă prezentăm ce ne spun astrele pentru această zi de 24 august, să pătrundem într-o scurtă lecție de istorie. Și bineînțeles, un invitat surpriză care o să-și facă apariția în platou la momentul potrivit. Dar, Vali, vreau să te întreb cum a fost weekendul tău. Da, aș spune după bună dimineața, că ar fi și mai bună această dimineață dacă n-ar veni atât de des ziua de luni. Da. Ce ne facem noi cu ziua asta de luni? Cum am putea să o scoatem din calendar? Dacă ar veni mai rar ziua de luni, ar fi mai bune diminețile. Se spune că ziua de luni e cu 50% mai lungă decât oricare zi a săptămânii. Da. În realitate, eu nu cred că este mai lungă. Mi se pare nouă că este foarte lungă, pentru că e trecerea asta de la weekend și este destul de greu să ne întoarcem la săptămâna de muncă. Da, și pentru că m-ai întrebat cum e pentru mine această dimineață de luni, pentru mine e foarte bună, pentru că după meciul de aseară, eu ca bărbat și ca susținător al echipei Bayern München, am avut bucuria de a asista la câștigarea pentru a 6-a oră a Ligii Campionilor, pe când celălalt ochi, ochiul care a ținut cu Paris Saint-Germain, plânge și la această oră, dar se bucură curios Marsilia, pentru că este inamicul public numărul 1 pentru Paris Saint-Germain, echipa din Marsilia. Dar trecând peste toate astea, să zicem că e o dimineață bună și trebuie să fie orice telespectator antenă ca să prindă ceea ce ai spus tu. Da, multe lucruri interesante, multe lucruri care vin în atenția dumneavoastră în această dimineață și așa cum v-am obișnuit, haideți să începem cu o scurtă lecție de istorie, după care Vali o să ne spună exact cum se prezintă vremea astăzi, cel puțin din punct de vedere meteorologic, ca să știți și dumneavoastră cum să vă îmbrăcați atunci când plecați de acasă și mai ales cât de pregătiți să fiți pentru această zi, care știu că se anunță destul de călduroasă. Deschidem așadar cu anul 1991, când Mihail Gorbaciov renunță la funcția de lider al PCUS și cere autodizolvarea acestuia. Iar în 2006, Uniunea Astronomică Internațională a votat redefinirea termenului de planetă, retrogradând Pluto la statutul de planetă pitică și lăsând sistemul solar cu numai 8 planete. Așa e Pluto mai pitică. Da, eu m-aș întoarce cu mult timp în urmă, în anul 79 de înainte de Hristos, când a erupt un vulcan și a fost acoperit cu lavă orașul Pompei. E bine, multe s-au întâmplat de atunci și multe se mai descoperă de atunci. Am văzut și un film, dar filmul în general nu a ajuns la înălțimea, să zicem, înălțimea, între ghilimele, a evenimentului de atunci. Și legat de, ai vorbit de Marele Urs, de URSS, s-a divizat așa și în 1991 a mai pierdut URSS-ul o părticică. Ucraina și-a declarat independența. Merg în anul 2008, eu sunt așa un pic mai spre actualitate, când are loc ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing, China. România a obținut la vremea respectivă un total de 8 medalii, 4 de aur, 1 de argint și 3 de bronz. De închis e vorba în semnificația prezentată de mine. S-a întâmplat în Norvegia, din păcate, în anul 2012. Un nebun, aș putea să-i spun, Vering, a ucis 77 de persoane și, fiind mai blânzi așa în justiția lor, a fost condamnat doar la 27 de ani de detenție. Dacă s-ar fi întâmplat asta în Statele Unite, cred că ajungea foarte repede pe scaunul electric. Timpul suficient în acest moment pentru o altă întoarcere, evident, în anul 1960 și ne pregătim, bineînțeles, și pentru datele despre vreme, dar ne întoarcem în 1960, într-o zi ca aceasta de august 24, când se înregistrează cea mai scăzută temperatură vreodată pe Pământ, minus 88,3 grade Celsius la stația Vostok. Nu cred că o să mai avem vreodată un asemenea record. Momentan îl avem pe acesta, l-am pomenit. Și hai, Vali, să vedem dacă avem ceva recorduri de temperatură pentru această zi frumoasă de luni.
Păi, Diana, dincolo de recordul amintit de tine, mai avem un record, nu e omologat, aș putea spune, folosind un termen din sport, o temperatură mult mai scăzută, de minus 93,2 grade, înregistrată într-o zonă mai puțin cunoscută de noi, de-a lungul unei creste, Dom Margus și Dom Fuji, la 3900 de metri altitudine, deci minus 93,2 grade, dar prin teledetenție, nu prin termometru, așa că nu este o temperatură omologată la nivel mondial. Și apropo de cea mai scăzută și cea mai ridicată, la noi, în 1951, într-o localitate din județul Brăila Sion, a fost înregistrată pe 10 august cea mai ridicată temperatură de până acum, 44,7 grade. Dar să vedem ce ne arată astăzi harta. Harta, partea de nord a județului Vâlcea, localități foarte cunoscute, Câineni, Brezoi, Voineasa. În zona montană astăzi temperaturi mai scăzute și șanse între 40 și 80% șanse de ploaie. Temperaturi între 18 și 22 de grade, 18 grade masivul Cozia și 22 de grade la Obârșia Lotului. La Brezoi e 28 de grade și coborâm înspre municipiu. Ne oprim puțin pe la Călimănești. Călimăneștiul cu 30 de grade și șanse mai mici de ploaie. Râmnicul cu 32 de grade. Băbeniu mai încins cu un grad și, bineînțeles, cea mai ridicată temperatură, tot în zona de sud a județului Vâlcea, la Drăgășani, 33 de grade. Orezul cu 28 și avem temperaturi plăcute și la această oră în Râmnic sunt înghesuite, să zicem, într-un termometru, 18-19 grade, cerul de deasupra râmnicului este parțial acoperit, dar se simte și o adiere de vânt. În ceea ce mă privește, cu temperatura normală, și vreau să mai spun, Diana, legat tot de temperatură, că cea mai scăzută temperatură înregistrată la un om care a supraviețuit, minus 13 grade, o femeie care a căzut pe pârtia de schi și a supraviețuit. Dacă cumva temperatura corpului uman se ridică la peste 38 de grade, poți să uiți de ce ai venit pe lume, iar la 24 de grade poți să intri definitiv la răcoare. Îți mulțumesc, Vali, pentru aceste amănunte. Mie îmi place foarte mult să mă întorc în timp. Ieri a fost o zi așa de aducere aminte. 23 august. Sunt și din cauza asta, august. Din cauza acestei semnificații puțin obosit, că am stat să răscoresc prin arhiva personală, să găsesc câteva fotografii sau imagini cu mine la defilare. Și? N-am găsit, pentru că nu eram un personaj de cunoscut. Cele două personaje erau totdeauna prezentate în prim plan, tovarășul și tovarășa, dar avem o surpriză către finalul matinalului și așa că trebuie să fiți în continuare antenă ca să ne prindeți și să prindeți ce v-am pregătit noi. Dacă în urmă cu 30 de ani, pe 23 august, pe străzile Râmnicului defilau șoimii patriei, acum copiii vin la palatul dedicat lor pentru a-și descoperi și dezvolta pasiunile. Situat în parcul Mircea cel Bătrân, Palatul Copiilor este găzduit de cea mai veche clădire funcțională din Râmnic, care are în jur de 250 de ani. Nostalgia copilăriei i-au purtat pașii colegei noastre Lili Suciu în această clădire în care, cu doar câțiva anișori în urmă, când era și ea pionier, a urmat cursuri de balet cu doamna Bulacu. Despre istoria acestei clădiri ne povestește profesorul de istorie Cătălin Siulescu, directorul Palatului Copiilor din urbea noastră, invitatul nostru de altfel de vineri dimineață. Haideți să urmărim materialul. Clădirea care a fost sau este atestată la 1743, când are loc o vânzare a ei de către Preda Bujoreanu, un bornic și un binecunoscut boier local, către un alt boier, Constantin Socoteanu, originar din Socoții Gorjilor, dar aici au făcut carieră, să spun așa, socotenii, pentru că Constantin Socoteanu, fratele lui Gheorghiță Socoteanu, cel care cumpără locul de scaune aici, lângă biserica din deal, cum spune documentul, a ajuns chiar mitropolit al Țării Românești și este ctitor alături de nepoata sa, Bica Socoteanu, proprietăreasă și a clădirii, este ctitor la biserica Toți Sfinții din Râmnicul Vâlcea. De fapt, este și mormântat acolo și portretul votiv al bisericii o reprezintă pe Bica Socoteanu și pe unchiul ei, Constantin Socoteanu. Clădirea a suferit. E mai veche, pentru că e clar, a vândut-o ca loc de scaune și avem și un document în care se atestă că
fiind arsă pe la 1700, spre sfârșitul secolului XVIII, din cauza invaziei turcești, a rezistat foarte mult beciu făcut de către ispravnicul austriac. Deci austriecii au stăpânit Oltenia între 1718 și 1739. Dar clădirea cu siguranță este mai veche de această stăpânire austriacă și probabil e undeva la sfârșitul secolului XVII ca atestare. Am spus, revine Bicăi Socoteanu, aici în apropiere unde este în colțul parcului aveau un han al casei, al proprietăților, grădina, parcul deas Mircea cel Bătrân, din scoară Mircea cel Bătrân, era grădina lor, era amenajată, chiar a fost amenajată de un peisagist italian adus special pentru acest lucru în secolul XIX. Bica Socoteanu s-a căsătorit cu Ioan Lahovari și prin această căsătorie proprietatea clădirii trece de la Socoteni la Lahovărești. Aici au viețuit, să spun așa, și fiul lui Ioan Lahovari, printre care cel mai cunoscut este Alexandru Lahovari, care a fost și ministru de externe, a fost și ministru justiției, un om politic și un diplomat foarte bun. Clădirea rămâne moștenirea unei nepoate a lui Bica Socoteanu, Irina Sterian, și în 1909 aceasta o vinde primăriei Râmnicului Vâlcea, primăriei Râmnicului de atunci, și astfel trecem proprietatea primăriei până în 1970, când se schimbă în jurul anului 1970, primăria ajunge acolo unde este astăzi locul ei și aici este adus Clubul Copiilor și Pionierilor și Șoimilor Patriei, cum era atunci, Casa Pionierilor și Șoimilor Patriei din Râmnicul Vâlcea. Și din 1970, deci 1979, funcționăm cu diferite numiri, astăzi Palatul Copiilor, Municipiul Râmnicul Vâlcea. Stilul e arhitectonic, este de inspirație românească. Pe de altă parte, în interiorul clădirii avem un număr de sobe, un număr de 6 sobe care dau valoare clădirii, să spun așa, pentru că sunt obiecte de patrimoniu. Clădirea în sine este un obiect de patrimoniu de categoria B și când spun de sobe, mă refer la soba din cabinetul meu, care este datată undeva, e din stil baroc, deci datată undeva pe la 1780, cahle aduse din Austria, făcută de meșteri locali, probabil, dar cahrele sunt venite din Austria și sunt cu filigran de aur multe dintre ele. Din păcate s-a deteriorat în timp prin introducerea gazului metan ca sistem de încălzire. Încă se mai vede altarul frumos deasupra, altarul baroc pe care trona Fecioara Maria, iar celelalte sobe sunt undeva din de la 1910, ele s-au făcut până în 1910, s-au făcut în Italia, deci ceramica este adusă din zona Udine din Italia și puse în această clădire, care îi dau o frumusețe aparte prin frumusețea lor. Doamna Flori, de când sunteți la Palatul Copiilor? Din anul 1994. Și aceste sobe? Atunci, primul an am prins făcându-se focurile cu lemne. Cu lemne. Se încălzeau cu lemne. Da, cărbun n-am apucat să băgăm. Căldura era una caldă, dată de focul de lemn. Da. Se auzea cum troznește lemnul în foc. Da. Și mai coceați ceva în sobă? Nu coceam, că nu aveam cuptoare. Da, Diana a plecat puțin univers să vină cu niște daruri pentru ziua de astăzi, pentru cei născuți într-o zi de 24 și nu numai, așa că Diana are legătura undeva în univers, dar nu în univers. Universul este plin de Antena 3, matinalul Fii Antena. Da, într-adevăr, sunt în universul celor 12 zodii. Haideți să vedem exact cum se conturează această zi și mai ales ce planuri putem să ducem la bun sfârșit. Berbec. Ieși afară, mergi unde vezi cu ochii, pentru că este o zi în care îți vei încărca bateriile dacă ești în conexiune directă cu natura. Mergi în spații în care poți vedea linia orizontului, în care poți observa cerul senin și soarele, în care descoperi copacii și iarba într-o lumină nouă, pentru că acela este locul miracolelor frumoase. Ești cumva meteodependent, pentru că starea ta va fi strâns legată de vremea de afară și de această zi minunată.
taur. Ca să scapi repede de o sarcină, deși nu ai niciun chef să te ocupi de ea, găsești cea mai ușoară scuză. Spui că vei face tot ceea ce poți. Este promisiunea care se spune cel mai frecvent atunci când cineva vrea să scape repede de o treabă, dar asta nu te pune într-o lumină foarte bună. Promiți, dar nici măcar nu încerci să faci ceva în direcția respectivă, semn că a fost o promisiune făcută la glumă. Gemeni, ai uneori nevoia să te rupi de stresul cotidian și să te retragi în lumea ta interioară, cea în care ești liber să visezi frumos, să inventezi ceea ce nu ai în viața obișnuită. Nu este doar o visare aici, este doar un spațiu al fanteziei în care poți zburda cât vrei tu și în care, practic, te simți ca în atelierul tău de creație. Rac. Chiar dacă ai de-a face cu caractere nu tocmai frumoase de oameni, nu încerca să te erijezi într-un fel de judecător sau profesor pentru a-i schimba pe cei din jur. Unii oameni nu pot fi schimbați, nici tu nu te poți schimba, deci acceptă-i pe ceilalți așa cum sunt. Leu. Fii diplomat în afaceri, în tranzacții, în orice acțiune care ar putea implica o anumită investiție financiară. Ai mult de câștigat de pe urma unei atitudini pozitive, politicoase, pentru că, la urma urmei, ai un interes de atins și merită să-ți pui în joc toate armele de seducție pentru a ajunge la el. Fii amabil cu clientul care îți cumpără marfa, fii atent cu șeful care te plătește, fii convingător cu cei cu care intenționezi să semnezi astăzi contracte de colaborare. Fecioară, lucrurile cele bune se întâmplă chiar acum, deși nu te mai puteai concentra neapărat la ceva anume. Acum are loc un eveniment care poate genera o serie întreagă de schimbări pozitive, deci va trebui să te dedici în totalitate. Balanță. Suferi în sinea ta pentru o dezamăgire de care nu te poți încă detașa, deși nu mai are nicio importanță în prezent. Nu e genul tău să te refugiezi în trecut, în amintiri, în fostele tale experiențe negative, ca atare numai de tine depinde să închizi acel capitol de odinioară odată pentru totdeauna. Scorpion. Dacă nimic nu se petrece interesant în jurul tău, nu te complace în această stare de liniște și pasivitate, ci fă ceva. Mobilizează-i tu pe ceilalți la o activitate care să-i scoată din lena cotidiană. Ia-i la mișcare, la plimbare, la sport, pentru că este o zi perfectă pentru a consuma caloriile. Săgetător. Ai relații prietenoase cu oricine, se resimte o bună înțelegere în toate încercările tale de a intra în discuție cu cineva. Parcă lumea este mai calmă, mai zâmbitoare acum, că te miri și tu că planează o asemenea armonie în jurul tău. Tu ești responsabil de această atmosferă plăcută pentru că ai o vorbă bună pentru oricine, o glumă adevărată în orice împrejurare. Capricorn. Pe parcursul unor proiecte mai vin și momente dificile când sacrificiul face parte din program, dar nu trebuie să-l privești ca pe un eșec, ci ca pe un preț care merită plătit. Sunt momente când spui da la ceva care altădată ar fi însemnat nu categoric și sunt situații în care trebuie să înveți pur și simplu să renunți. Vărsător. Nu-ți propune succese imediate sau proiecte care par simple, ci ai curaj să țintești până departe către un țel mai îndepărtat. Chiar dacă evoluția va fi ceva mai lentă și deloc ușoară, merită într-adevăr să faci acest pas pentru că vei avea un succes pe deplin. Pești. Nu te opri nici măcar dacă pe moment ai impresia că tocmai ai primit un verdict categoric, ce-ți stai elanul de a mai lupta pentru lucrurile în care crezi. Mai adună informații și mărturii în favoarea adevărului și mergi mai departe. Acestea ar fi așadar cele mai interesante lucruri legate de această zi de 24 august. O să plec imediat din lumea astelor, mă alătur lui Vali și invitatului nostru surpriză din această dimineață.
Da, Diana, mulțumesc. N-ai venit cu una acolo din univers. Nu, bineînțeles că nu. De astăzi. Cred că este cel mai important, așa cum discutam și săptămâna trecută, orice job am face, să mergem la job cu plăcere. Nu-i așa? Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața! Andrei este stilist și vine din Sibiu și s-a gândit să ajungă la Râmnicu Vâlcea pentru a le face mai frumoase pe doamne, domnișoare și de ce nu pe domni. Nu, dar ai lăsat pe domnul așa cum sunt, mi-a lăsat Dumnezeu. Dar Andrei, câte ore ai făcut de la Sibiu până în Vâlcea? Eu am venit cu trenul 2 ore jumate. Ai venit repede. 90 de kilometri în 2 ore jumătate, deja e un record. Da, probabil Andrei a optat pentru varianta de a veni cu trenul, pentru că știm cu toții că pe Valea Oltului se execută lucrări și atunci drumul spre Râmnicu Vâlcea este destul de anevoios. Andrei, când te-ai gândit pentru prima dată, când ți-a încolțit această idee de a deveni hairstylist? A văzut un om ca mine. Da. Trebuie schimbat la față, nu? Acum aproximativ mai bine de 10 ani, când am intrat la un liceu de domeniu, un liceu tehnic, și după care am început să merg prin saloane ca și ucenic, ca să văd dacă este de mine. Mi-a plăcut tot mai mult, tot mai mult, și am încercat să evoluez în acest domeniu. Da. Dacă te uiți așa la noi, ce ar trebui refăcut sau făcut? Uite, sunt eu subiectul tău de astăzi pentru 3-4 minute, așa. Wow. Dar dumneavoastră, nu știu neapărat. Nu mai e nimic de făcut. Nu mai e nimic. E, nu e chiar așa, sunt convinsă că ai putea să-i faci ceva lui Vali. Ia spune-mă, Andrei, te vizitează mai multe doamne, mai multe domnișoare, vin și domni la salon? Care e ponderea? Pot să zic că sunt echilibrat. Proporția ar fi cam 50% bărbați, 50% femei. Ce își doresc doamnele când vin la salon? Își doresc, în primul rând, să aibă o culoare uniformă, naturală. Nu înțeleg ce înseamnă neapărat natural. Natural înseamnă te lași de la Dumnezeu cum ești, dar natural pentru clientele mele înseamnă să aibă părul mișcare, prin culoare, ce înseamnă asta? Niște șuvițe mai deschise, niște highlights-uri, niște free lights, cam asta își doresc. Și să stea cât mai mult la... De obicei cam 5 ore. Cam 5 ore durează un vopsit? Dacă e cu decolorat și... Acum te întreb, dacă un bărbat ar pleca de acasă și ar întârzia 5 ore, ce s-ar întâmpla? Ar fi urât. Dar doamna se întoarce după 5 ore frumoasă, nu? Și da. Atunci zice și... Vine bărbat. Aranjată. Da, aranjată, da. Era mai nasol dacă venea ciufulit. Ce avem în tendință în acest an 2020, Andrei? Adică ce se poartă? Ce se poartă... Mă refer ca și culoare, ca și tunsoare. Ce le propui doamnelor care vin de la salon și vor o schimbare de look? Cum le spun tuturor clienților mei și clientelor mele, se poartă ce stă bine în primul rând. Degeaba este esențial acest este lucru. Este esențial. Dincolo de trenduri, trebuie să te obișnuiești tu cu tine în primul rând, să fii sigură pe tine și să te reprezinte coafura respectivă. În schimb, dacă vorbim de tendințe, se poartă șuvițe foarte multe, baby highlights, spune, sau air touch. Iar acum cei de la un brand din industrie au scos o nouă tehnică de colorare, Brazilian Illuminage, care îți face efectiv părul luminos, să aibă luminozitate asta. Adică în momentul în care eu utilizez această metodă, intru într-o încăpere și se face lumină, da? Da. Ia să facem noi puțină lumină, Andrei. Vârsta cea mai mică. Ai primit o copilă, o fetiță, așa, la ce vârstă, cea mai mică? Vârsta cea mai mică a clientului, a unui client de-al tău, unei cliente. Am văzut ce mici la primele clase, încep cu unghiuțele, cu... Cea mai mică clientă. Așa, da. Ca și tunsoare, pot să zic că am avut-o și la 3 ani de zile. 3 ani? La ce eveniment? Aniversarea zilei de naștere? Onomaș? Nu, pur și simplu a venit să se tundă. A, nu tunzi, dar vreau așa să-mi spui clientul ăsta de 3 ani de zile, nu și-a dorit și o schimbare a culorii la păr sau unghiuțele sau de toate? De obicei, adolescenții, tinerii și așa își doresc să-și facă ce fac mamele lor, adică să se vopsească, să-și facă șuvițe. Văd în oraș persoane care au culori pastelate pe păr. Fiind copii, normal că își doresc și,
și ele. Da, se spune că frumusețea e trecătoare și urâtul rămâne. Mă gândesc la, la mine aici, dar e un fel de frumoasă și bestia. Toți suntem frumoși în felul nostru. Da, da. Și frumusețea în ochii celui care te privește. Da, în ochii privitorului și apoi este primordial să avem cu toții un suflet frumos, pentru că asta se reflectă, părerea mea. De ce nu în Sibiu și la Vâlcea? N-ai mai găsit loc în Sibiu? Sunt atât de multe... Lucrez și la Sibiu, iar pe weekend vin și la, la Vâlcea. Vali, să nu te gândești, așa cum spunea și Andrei, că el este permanent la Râmnicu Vâlcea, are într-adevăr o colaborare de weekend, așadar noi îl vedem și putem să beneficiem de serviciile lui Andrei în fiecare weekend la Râmnicu Vâlcea, dacă vrem să ne schimbăm locul, dacă vrem să avem, să zicem așa, o schimbare radicală în viața noastră, atunci îl căutăm pe Andrei. Dacă nu e permanent la Vâlcea, cum rămâne permanent părul la o doamnă? Rămâne permanent o săptămână? Nu se mai poartă permanentul. Chiar se mai poartă așa ceva? Mai sunt doamne care își doresc să aibă părul ondulat? Acum pot să zic că moda s-a inversat. Nu își mai doresc părul ondulat. Persoanele crețe își doresc părul întins. Părul întins, da. Iar brandurile de coafură au scos un tratament de întindere, se cheamă. Trebuie să înțelegem că în weekend vei fi aici în Râmnic. În primul rând, sau la prima oră, vei veni la Antena 3 ca să ne schimbi pe noi puțin la față. Da. Duminica, să știu și eu dacă îmi fac program, ar fi culmea să mă duc acasă, îi spun soției, duminică după amiază nu mergem nicăieri, am program la... La salon, unde intenționez să stau 5 ore. Da. Da, Andrei, noi îți mulțumim foarte mult pentru vizita din această dimineață de aici. Te așteptăm în weekend, te așteptăm, bineînțeles, să ne pui și pe noi într-o lumină nouă în fața camerelor și nu numai. Iar acum, Vali, ție îți propun să rămânem în timp, în 23 august. Colega noastră, Lili Suciu, a intervievat pe vulceni. Dacă își mai aduc aminte de 23 august, dacă își mai aduc aminte de defilări, dacă își mai aduc aminte de ceea ce însemna până la urmă în trecut 23 august. Da, o să vedem materialul și o întrebare până să plece din matinal la Andrei. Da. Se aduce aminte de 23 august, ziua asta spune ceva? Sau? În păcate sunt prea tânăr. E prea tinerel. O să vedem și o să vedeți dumneavoastră că cei tineri chiar nu-și aduc aminte de evenimentul ăsta, dar avem material. Ce rezonanță are pentru dumneavoastră? 23 august, mai e și o localitate. În Constanța, în afară. Nu știu. Deci 23 august în istorie, pentru dumneavoastră nu vă spune nimic? Nu neapărat. Vă spune ceva? Nu. La istorie n-am învățat de 23 august? Nu. Nu. N-am învățat când am fost la școală, am chiulit la ora aia. Deci nu știți nimic despre ziua de 23 august? Nu. Ce-o dracu de școală, acum e iubirea. Ce vă spune? Nimic. Nimic? Nu știu mie. Nici părinții nu i-ați auzit vorbind despre 23 august? Ceva cu defilare, cu chestii din astea. Așa. Ce știți din ce povesteau? Ce ziceau? Nu știu, că aveau liber de la muncă și punea să defileze pe stradă, cam atât. Și motivul pentru care făceau acest lucru? Nu știu, probabil erau niște reguli, nu știu, habar n-am. La istorie nimic nu s-a pomenit în manualul de istorie de 23 august. Ei, de mult asta. Ce s-a întâmplat la 23 august? Ce se întâmpla de 23 august? A, era ziua cea mai mare a Vâlcii. Da, ne plimbam. Făceam defilare și pe urmă mergeam la bere. Ați mers la defilare? Mergeam, cum, da. Cum se desfășura? Într-un mod, chiar era un simț patriotic, chiar era o organizare și pur și simplu ziua avea simbolistica cuvenită. Ne chema pe oraș, știu că era pe aici, pe strada principală, calea lui Traian, în mod organizat pe întreprinderi și într-o disciplină și simțită, așteptam și intram în defilare. Și după ce se termina defilarea, ce se făcea? În general se mergea, era mai puțină bere, dar se mergea la o bere și un mic. Ce se întâmpla pe 23 august pentru tinerii care nu știu? Ce să se întâmple? Până la urmă se întâmpla frumos, să știți. Pentru că aveam liber, e adevărat că ne pregăteam să defilăm, era cu emoție, dar după defilare era
sărbătoare câmpenească, fiecare se ducea ori în familie, ori la pădure, ori făcea o excursie. Uite, mi-ai trezit amintirea acum. Dacă stau bine să mă gândesc, era frumos. Era frumos, eram veseli, mă rog, strigam noi lozincile care trebuiau strigate. În afară de partea aceea exagerat politică de a-l lăuda pe șeful, în rest era foarte, foarte frumos. Mi-aduc aminte, eram cu elevii, făceam pregătiri speciale. În ce constau pregătirile? Păi, unii elevi trebuia, de exemplu, să aibă un anume exercițiu, alții să știe să cânte cântece patriotice și pur și simplu să știe să zică ura sau să aplaude când li se făcea semn. Era obositor totuși, pentru că ne sculam de noapte, veneam aici în centru unde ni se spunea, defilam, erau care alegorice, paradă militară. Credeți-mă că totuși cu multe flori, cu steaguri... Tinerii din ziua de astăzi, au ei habar ce a însemnat 23 august pentru România? Ei da, din punct de vedere istoric ar trebui să aibă habar, pentru că, într-adevăr, a fost un moment important. Nu putem să negăm aceste lucruri. Sunt niște fapte istorice care nu trebuie uitate. Copiii erau foarte bucuroși, părinții erau bucuroși, plecau la mititei, la bere, cum spunea și doamna Marinela Capșa. Tradițiile se respectau și apoi era cunoscută ca și eliberarea patriei de surjugul fascist. De se cunoștea ca și istorie această zi și elevii munceau cu drag. Foarte mult, cu drag spun eu, pentru că nu mai mergeau la școală. Și atunci mergeau să făceau repetiții pe stadion, poate și 2-3 luni. Dar mergeau și muncitorii, erau scoși din fabrici și uzine și mergeau pentru pregătirea paradei militare. Însă totul a fost, cum spunea și Marinela, foarte frumos, plăcut. Așteptam ziua asta ca și zi liberă, avem o zi liberă. Și trebuie să ne amintim cu drag toate cele. Părinții ar trebui să povestească copiilor, bunicii, și ar trebui să existe și niște mărturisiri peste an, că noi toate le inoportunăm în cărți. Repede mai trece timpul și avem o nouă întoarcere în timp. Vorbea Diana puțin mai devreme de 23 august, suntem în 24, dar facem un remember aici. Și un remember cu un invitat venit tăman din Republica Democrată Nord-Coreeană. Înainte de acest lucru, Vali, dăm voie, te rog frumos, să le spun telespectatorilor noștri că din această dimineață de august 24 ne pot urmări live și pe Facebook. Dacă vă place foarte mult mediul online, atunci ne găsiți pe Facebook. E un pericol pentru invitatul de astăzi, dacă cineva din Coreea de Nord urmărește emisiunea pe Facebook, nu știu dacă invitatul nostru să se mai întoarcă în Republica amintită de mine. Bună dimineața! Bună dimineața. Asta, așa se spune bună dimineața? Colega noastră a venit la noi în platou în această dimineață frumoasă, într-adevăr cu o reîntoarcere în timp. Doamne ce timpuri, doamne ce 23 august, am cravata mea, sunt pionier. Sunt pionier și mă mândresc cu ea, sunt pionier. Flutură în vânt, zăloc de legământ, întâiul meu cuvânt de pionier. Pionier, fruntea sus, nu? Fruntea sus. Bineînțeles. Da, dacă n-ați văzut până acum, vedeți acum la Antena 3 Vâlcea, matinalul Fie Antenă, costumul de pionier. Da. Dar să nu-l prezinți în coreană. Costumul de pionier, în primul rând, pentru tovarășa, da. Mult iubită. Mult iubită și stimată. Mult stimată, da, mulțumesc. Busuiocul este busuiocul pentru ce? E pentru noroc. Ca să mă dreg. Ok. Așa. Mulțumesc. Apreciez. Da, da, da. Costumul foarte simplu, cămășuța albă, fustița din voal plisat, dar ce să vezi, nu se mai găsește la ora actuală. Minunata crăvățică, tricolorul, panglica albă. Da, fustița nu e cam scurtă, nu era cam scurtă, da, pentru da, dar ce să facem dacă asta... Ciorăpeii cu garnitură și pantofiorii de lac, obligatoriu. Zâmbetul pe buze și privirea spre tribuna
cu tovarășul și tovarășa. Mă, dar voi ați fost emoționați atunci când ați depus jurământul de pionier? Pentru că eu am fost extrem de emoționată. S-a întâmplat la București acest lucru, adică la București am devenit pionier. Și mi s-a părut atunci așa un lucru extraordinar. Da, era o chestie extraordinară să ajungi să fii primit în rândul pionierilor. Era o cinste și o onoare. Să nu trecem peste prima etapă, șoimii patriei. Da, eu n-am fost la nici șoimi. Eu am trecut direct la pionieri. Da, am eu am fost cu vulturii. Da, și am fost șoimi și am ajuns. Vulturul preșuvul, ai deja lângă tine. Da, și exact în materialul dinainte prezentat cu clubul și casa și în sfârșit Palatul Copiilor, acolo se întâmplau lucruri minunate, cercurile de care povestea domnul profesor. Și iată, și eu de acolo veni, acușica, de la balet. Da, tinerii întâlniți de tine pe stradă, că tu ești de-a străzii. Un reporter extraordinar, cred că v-ați convins prin materiale prezentate și la matinal și în jurnalele de știri. Tinerii își mi-aduc aminte de... Nu au învățat. Da, nu au resimul acestei zile avut de 23 ani. În cărțile de istorie au învățat despre prezentatori de TV celebri de la alte televiziuni, dar nu despre acest eveniment, pentru că care ar trebui cât de cât amintit. Doar atât vreau să spun că actul de mare curaj pe care l-a făcut regele Mihai la momentul acela, a scurtat războiul și el avea 25 de ani, deci era un tânăr și a asumat un rol extraordinar, a scurtat prin acțiunea pe care a făcut-o, a scurtat războiul al doilea mondial cu 6 luni de zile, ceea ce a însemnat extraordinar, pentru că nu s-au mai pierdut vieți omenești, nu au mai fost pierderi materiale, că ulterior a luat altă turnură istoria. Da, am avut pierderi și materiale și financiare pentru că a venit acel pact de care s-a vorbit ieri, pactul Molotov-Ribbentrop, și noi am pierdut și teritoriu, am pierdut și foarte mult bani, deși am fost considerați și învingători de partea învingătorilor. Asta e important. N-ar fi fost rău să încercăm așa un joc al imaginației și să le propunem oamenilor, să vedem dacă cineva ar fi vrut să-și amintească cu adevărat de 23 august, să facem așa o întâlnire. Nu vă mai aduceți aminte? Da, ne aducem aminte. Și n-ați dorit de 23 august să facem ceva? În memoria? Da, mi-aduc aminte că aveam colegi care nu obțineau notele pe care le obțin elevii de astăzi. Recunosc că eu nici la purtare n-am avut 10, dar ca să fie lume multă și prezentă în fața tribunei defilând, erau adus toți elevii. Că erau eminenți, că erau corigenți și noi corigenții ziceam, în sfârșit suntem și noi în rândul lumii, adică defilăm și noi, că dacă ar fi tovarășul că defilau și corigenți, cred că... Da, a fost celebru acel caz în care toți elevii erau plecați în vacanțe și la defilare nu erau decât cei care trebuiau să rămână în un oraș să-și dea corigențele. Și atunci cu ei s-a defilat în rol de elevi eminenți. Da. Avem și probe? Probe? Avem. Cu amintirea legată de 23 august? Da. Materialul? Material. Înainte de a vedea materialul, pentru că pe el o să ne luăm rămas bun până de ziua de mâine, nu 25, Diana, mai ceva de zis împotriva celor discutate? Nu, împotriva celor discutate, bineînțeles, nu vali, doar că noi ne vom muta în doar câteva minuțele în cabina radio pentru matinalul nostru din această dimineață, între 8 și 10, urmând, evident, să ne vedem aici, la ora 7 și 15 minute, mâine dimineață, 25 august. În această după-amiază, în schimb, la ora 15 și 15 minute, vă așteaptă cu analiza zilei și, bineînțeles, în sfera politică, colega noastră Magda Popescu. Iar dacă o vedeți pe stradă pe Lili Suciu îmbrăcat așa, să nu vă gândiți că v-ați întors în timp cu mulți ani. Este un remember de care noi am ținut cont, pentru că avea o vorbă Nicolae Iorga, cine uită, nu merită. Mulțumim pentru că ați început această săptămână cu noi. O zi excelentă și, de ce nu, săptămâna asta să vă aducă numai reușite. Toate cele bune!